și comisiune de ofițeri de legătură la Centrul Multinațional de Coordonare a Mișcării la Ankara, în Turcia. Generalului Toader îi urmează generalul de brigadă Cristian Daniel Dan, comandantul blocului de paradă al tehnicii militare. Generalul Dan a îndeplinit toate funcțiile de la nivelul bazei carierei militare, funcții de stat major, precum și pe linie de relații publice. După absolvirea cursurilor Colegiului de Comandă și Stat Major al Armatei Statelor Unite ale Americii de la Fort Leavenworth în 2007, generalul Dan a ocupat funcții în unități de referință al Armatei României, precum șef de stat major la Batalionul 812 Infanterie din Bistrița, șef al operațiilor și instrucției la Brigada 81 Mecanizată, de asemenea din Bistrița, și comandant al Batalionului 32 Infanterie Bircea din Timișoara. Prin fața tribunei oficiale va defila detașamentul de tehnică din dotarea forțelor pentru operații speciale. Primul grup de Humvee-uri este compus din 5 vehicule model M1165 fără durere și este comandat de locotenentul Tănuț Moldovan. Pe platforma din spate a fiecărui vehicul se află poziționați lunetiști echipați cu costume de camuflaj specifice diferitelor medii de luptă actuale. Pușca cu lunetă folosită este model M110 semi-automată. Forțele pentru operații speciale folosesc sistemul Sniper pentru angajarea cu precizie a combatanților inamici. Forțele pentru operații speciale se bazează pe puterea de surprindere, viteza de acțiune, ingeniozitatea, mobilitatea și flexibilitatea acțională. Al doilea grup de mașini de luptă din cadrul detașamentului de tehnică din dotarea forțelor pentru operații speciale este comandat de locotenentul Vlad Pădurariu. Vehiculele de luptă Humvee sunt model M1165 cu durelă, ceea ce permite echiparea lor cu mitraliere model M2HP de calibru 12,7 mm. Mitralierele sunt foarte eficiente împotriva infanteriei, a mașinilor blindate, a vehiculelor neblindate și împotriva construcțiilor slab fortificate. Ultimul grup de mașini de luptă Humvee, compus din 5 vehicule de luptă, este comandat de sergentul Nicolae Mihalcea. Grupul este format din mașini Humvee model M1113 cu turelă. Acestea pot fi echipate cu diferite tipuri de armament în funcție de misiune, modelul care defilează prin fața dumneavoastră având montate mitraliere de calibru 12,7 mm. Acest tip de mitralieră asigură sprijinul cu foc necesar echipelor care efectuează atacul asupra obiectivului. Vehiculele de luptă de tip Humvee sunt echipate cu tehnică de comunicații de ultimă generație, tehnică de bruiaj, cât și Blue Force Tracker, tehnologie care permite localizarea în timp real a forțelor aliate. Aceste vehicule sunt folosite atât pe timpul antrenamentelor din țară, cât și pe timpul misiunilor reale din teatrele de operații. Parada Militară Națională continuă cu defilarea detașamentelor cu tehnică din dotarea forțelor terestre. Următorul detașament este compus din 5 transportoare blindate de trupe din Pirania 3C, din dotarea Brigăzii Multinaționale Sud-Est. Detașamentul de blindate amfibii este comandat de locotenentul Răzvan Moldoveanu, comandat de companie în cadrul Batalionului 26 Infanterie Neagoe Basara. Transportoarele blindate de trupe Pirania 3C sunt destinate batalioanelor de infanterie din forțele terestre. Pirania 3C are un design deosebit, un blindaj performant ce asigură o protecție ridicată, fiind dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și a armelor chimice, bacteriologice, radiologice și nucleare. Cu greutate de 17 tone și echipat cu un motor puternic din Caterpillar, autovehiculul asigură transportul și protecția unui echipaj format din 9 militari. Remarcăm întrebuițarea cu performanțe excelente pe timpul forțării Dunării la exercițiul multinațional desfășurat în România anul acesta, Sabre Guardian 19. Transportorul este dotat cu o mitralieră calibru 12,7 mm, integrată într-o stație armată telecomandată, care permite executarea și conducerea focului din interiorul mașinii de luptă. Va defila în următoarele momente detașamentul cu tehnică format din 4 derivate ale variantei transportorului blindat de trupe 8 ori Pirania 3, detașament comandat de plutonierul major Daniel Ploștirean. Primul autovehicul este un punct de comandă mobil, dotat cu tehnică de comunicații și informatică de ultimă generație. Este destinat pentru exercitarea comenzii și controlului pe câmpul de luptă.
Urmează tractorul pentru evacuare și reparație, un vehicul pitat care asigură protecția personalului tehnic și acționează pentru repararea și evacuarea tehnicii avariate în liniile avansate din zona de conflict. În anul 2019, în componența Batalionului 26 Infanterie Nagoe Vassarab, au intrat în dotare derivatele Pirania 3C pentru sprijinul prin foc asigurat cu unităților de infanterie cu aruncătoare de 120 de mm. Echipajul este format din 5 membri, comandant, mecanic, conductor și 3 servanți. Următorul transportor este destinat intervenției echipelor medicale, acordării primului ajutor, transportului și evacuării răniților. Derivatele variante Pirania 3 sunt vehicule importante în ecuația luptei, având în vedere necesitatea salvării răniților și evacuarea tehnicii de luptă în condiții de siguranță sporice. A devenit deja o tradiție ca la Parada Militară Națională de la București să participe forțe și mijloace ale camaraților polonezi care își desfășoară serviciul în cadrul Brigăzii Multinaționale Sudeste. Infanteriștii polonezi, comandați de locotenentul Sebastian Frankiewicz, locuitorul comandantului de companie, vă prezintă onorul îmbarcați pe 5 transportoare amfibii blindate Rostomac din dotarea armatei poloneze. Transportorul amfibiu blindat pentru infanterie Rostomac este prevăzut cu turelă și tun automat calibru 30 de mm. Ca armă secundară are o mitralieră calibru 7,62 de mm. De asemenea, este dotat cu un aruncător de grenade calibru 40 de mm. Poate angaja și distruge ținte ușor blindate de la o distanță de cel puțin 1500 de metri, ziua și noaptea, de pe loc sau din mișcare. De asemenea, poate angaja și distruge ținte aeriene precum elicoptere. Vehiculul blindat are capacitate de transport pentru o grupă de infanterie formată din 9 militari. Cu o greutate de 24 de tone, se poate deplasa cu o viteză maximă de 100 de km pe uscat și de 10 km pe oră pe apă. Pentru autoapărare, echipajul dispune de o mitralieră de companie calibru 7,62 mm. Contingentul polonez este urmat de un modul alcătuit din 5 mașini de luptă ale infanteriei 84M0-ul, comandat de locotenentul Alexandru Peterca, comandant pluton infanterie. MDI 84M0-ul este un vehicul de luptă blindat, amfibiu pe șenile, care asigură transportul protejat al grupei de infanterie și ducerea luptei de către aceasta. Mașina de luptă a infanteriei 84M0-ul nimicește inamicul și angajează lupta cu vehiculele blindate ale acestuia. De asemenea, are capacitatea de a combate ținte aeriene și de a executa lovituri în dispozitivul inamicului. Anul 2019 a reprezentat și pentru această categorie de tehnică o provocare și o reușită în același timp, vizând angajamentul în exerciții multinaționale precum Saber Guardian 19. BLI 84M dispune de o mare putere de foc, având în înzestrare un tun de calibru 25 mm, un sistem de rachete anti-tank dirijate Spike și o mitralieră de calibru 7,62 mm. Este echipată cu aparatură performantă de vedere și conducere pe timp de noapte, permițând executarea de misiuni în condiții de timp nefavorabil. Șeniratul blindat este prevăzut cu echipament de stingere automată a incendiului din camera energetică și acționare manuală în camera de luptă și a desantului. Defilează acum detașamentul format din derivatele mașinii de luptă a infanteriei 84M0-ul, care completează componenta de luptă. Acestea sunt destinate comenzii și controlului, evacuării medicale și evacuării tehnicii avariate. Punctul de comandă mobil pe șasiul mașinii de luptă a infanteriei 84M este dotat cu echipamente moderne de comunicații care permit realizarea comenzii și controlului în mod integrat. Mașinile de luptă la infanterie moderne 84 modernizat Sterul au fost utilizate în acțiunile de luptă simulate în cadrul evenimentului major de instrucție din acest an din țara noastră, exercițiul multinațional Saber Guardian 19. Punctului de comandă îi urmează mașina blindată pentru evacuare medicală pe departe.
Aceasta este dotată cu tărți de antestată, instalație de oxigen, defibrilator, truse de resuscitare rapidă și de prim ajutor, saltea vacumatică cu pompă pentru traumatisme la nivelul coloanei vertebrale, aspirator chirurgical electric portat. Urmează autovehiculul blindat Tehevac, de asemenea realizat pe platforma MN-84 Jupiterul, care asigură evacuarea tehnicii avariate din câmpul de luptă. Arcului de Triumf, detașamentul tancurilor TR-85M1 Bizonul, comandat de sublocotenentul Alexandru Becheru, comandant Pluton Tancur. TR-85M1 este un tank proiectat în România, iar varianta modernizată TR-85M1 Bizonul este o versiune compatibilă cu standardele NATO în domeniu. În urma modernizărilor, tancul Bizonul oferă un grad ridicat de putere de foc, protecție a forței și manevrabilitate în câmpul tactic, atât în ceea ce privește deplasarea pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Modernizările aduse acestui tank au avut ca obiectiv abilitarea agregatului energetic și a sistemului de frânare, precum și a instalației de comunicații. Acest tip de tank este de categorie mijlocie, cu o masă de 50 de tone, având în compunere un echipaj format din 4 militari. Dotat cu un motor foarte puternic, tankul românesc dezvoltă o viteză maximă pe șosea de 60 de km pe oră, iar pe un teren uscat, fără denivelări, de 40 de km pe oră. Ca armament, tankul TR-85M1 Bizonul este dotat cu un sunt de calibru 100 de mm, semi-automat, mecanic, cu țeavă chisuită. Proiectilele pot fi perforante, cumulative sau explozive. Defilează prin fața dumneavoastră Ghepardul, o structură de artilerie antiaeriană blindată, foarte performantă, autonomă, autopropulsată, cu mobilitate ridicată, care poate executa misiuni de luptă în orice condiții meteorologice, ziua și noaptea. Detașamentul este comandat de locotenentul Cătălin Toma, comandant Pluton, și face parte din compunerea brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor. Complexul antiaerian Ghepard este un subsistem care se integrează ușor în sistemul de apărare antiaerian terestru. Acesta răspunde cerințelor actuale ale câmpului de luptă, fiind dotat cu echipamente compatibile cu sisteme similare NATO. Asigură o bună protecție a unităților și marilor unități din compunerea forțelor terestre române împotriva avioanelor și elicopterelor de luptă care atacă la joasă înălțime, lucru posibil datorită mobilității crescute și timpului scurt de reacție. Complexul Ghepard este capabil să descopere cu sistemul de radiolocație proprie și să ia la sosire ținte aflate la o distanță de 15 km de pătare. Cele două tunuri Oerlikon, calibru 35 mm cu alimentare automată, sunt așezate pe o zburare blindată, având o cadență de tragere cu două țevi de 550 de lovituri pe minut și bătaie eficace de 3500 de metri. Defilează în continuare sistemul de artilerie Larom, structură interoperabilă și cu performanțe la nivelul sistemelor similare aflate în dotarea celorlalte armate din țările membre NATO. Detașamentul este alcătuit din 5 sisteme de artilerie Larom din dotarea brigăzii 8 Larom Alexandru Ioan Buza și este comandat de sublocotenentul Vladimir Popescu, comandant secție Tragic. Lansatorul multiplu de rachete la ROM este un mijloc autopropulsat de lovire complet automatizat cu o mare putere de foc care poate să lovească o gamă diversă de ținte în deosebite dimensiuni mari dispuse în adâncimea dispozitivului inamic. Procesele și procedeele întrebuințate în actul conducerii integrate a focului au fost revalidate la nivel multinațional în cadrul exercițiilor din anul acesta. Sistemul de artilerie la ROM are o mobilitate ridicată și capacitate rapidă de deschidere a focului. Poate executa acțiuni de luptă în orice condiții de timp sau anotimp, inclusiv în mediul contaminat chimic, biologic, radiologic și nuclear. Dispune de un sistem logistic integrat care asigură muniția contraidentitată și încărcarea mecanizată a acestei. Sistemul Larom dispune de un sistem de comandă control, comunicații și informatică, modern și interoperabil. Un avantaj considerabil al sistemului Larom îl reprezintă pe lângă capacitatea de reacție și răspuns din jur, posibilitatea folosirii a două tipuri de muniții, explozivă de calibru 122 mm cu o bătaie de până la 20 de km și rachete de precizie ridicată de calibru 160 mm cu o bătaie de până la 60 de km.
Intră în piața Arcului de Triumf detașamentul autovehiculelor blindate Euro-Bamtac cu sisteme Spike, comandat de plutonierul major George Manta, locuitor al comandantului de secție. Sistemul antitank portativ Spike este destinat a angajării mașinilor blindate și a tancurilor aflate la o distanță de până la 4 km, în orice condiții meteo, pe timp de zi și pe timp de noapte. Dirijarea rachetei lansistă se poate realiza automat sau de un operator prin intermediul legăturii de fibră optică. Autovehiculele se află în dotarea unităților din forțele terestre române. În 2019, vehiculele de luptă Eurobamtac S3 au fost utilizate în 10 de exerciții naționale și exerciții de instruire cu caracter multinațional, din care amintim exercițiul Sabre Guardian 19. Spike este o rachetă de tipul trage și uită și are un focos cu detonare la impact. Tragerea se realizează de un căutător de imagini cu infraroșu, însă sistemul dispune și de un modul dirijat care folosește cablu din fibră optică. Urmează modulul format din 5 vehicule Eurobamtac din dotarea brigăzii 2 vânători de munte, s-ar